Bine ați revenit la emisiunea Față în Față. Ne bucurăm de data aceasta să fim din nou alături de profesorul Ioan Panican și tema emisiunii noastre de astăzi este Iisus Dumnezeu. Înainte să vorbim, bine ați revenit la emisiunea noastră. Este o onoare și o plăcere să fim din nou împreună. Și pentru mine este în egală măsură o mare binecuvântare, adică o mare onoare și o mare plăcere să fim din nou împreună în ogorul binecuvântat al Evangheliei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate să putem împlini această lucrare prin mass media și să răspândim mesajul Domnului Iisus Hristos, Cel care este Dumnezeu. Și despre asta dorim să vorbim în această emisiune. Într-o lume în care mass media, dacă mi îngăduiți, a devenit un instrument extrem de viguros în mâna celui rău. Din păcate. Într-o lume în care mass media răspândește pretutindeni în lume de la un capăt la celălalt, toate grozăviile, toate urăciunile, toate minciunile, toate neadevărurile, toate mistificările și așa mai departe. Mare har să existe și oază și de liniște și de pace și de lumină și de adevăr, cum este televiziunea noastră, dacă mi îngădui să o numesc așa, RTN Chicago. Așa este și mulțumim pentru colaborare și participare în aceste emisiuni. Iisus Dumnezeu este o temă și nu numai o temă, este o realitate foarte importantă pentru lumea întreagă să înțeleagă, de fapt, acest mare adevăr. Dar înainte să vorbim despre divinitatea Domnului Iisus, aș vrea să vă rog să lămurim puțin ce înseamnă urăciunea pustiirii în locul sfânt despre care vorbește Domnul Iisus în Matei 24 cu 15. Da, în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, la un moment dat, în versetul al treilea, ucenicii pun o întrebare foarte importantă Domnului Iisus și le suntem foarte recunoscători pentru întrebarea aceasta. Care va fi semnul venirii tale și semnul sfârșitului veacului acestuia, adică sfârșitul istoriei umane, timp în care ne-am organizat noi și ne-am condus noi viața ca oameni și începutul împărăției slăvite, împărăției Domnului Iisus de 1000 de ani. Și Domnul Iisus spune mai multe din semnele sfârșitului veacului și semnele venirii sale și între altele, în versetul al 15-lea, îl citează pe Daniel, după cum a spus prorocul sau profetul Daniel, despre urăciunea pustiirii în locul sfânt. Acum, urăciunea pustiirii în locul sfânt înseamnă mai multe lucruri, dar sigur, cu precădere, înseamnă Antichristul, care în templul lui Dumnezeu se va da drept Dumnezeu. Însă, urăciunea pustiirii în locul sfânt înseamnă și altceva. În bisericile creștine, nu numai aici în America, ci pretutindeni în lume, în toate confesiunile de orice natură ar fi să fie, sunt foarte mulți, nu numai între laici, cum spunem noi, sau între creștinii de rând, ci sunt foarte mulți între slujitori, între preoți, între pastori, între episcopi, între cardinali, arhiepiscopi, ce-or mai fi să fie și așa mai departe, care nu cred în divinitatea Domnului Iisus, care nu cred că Domnul Iisus s-a născut din Fecioară, care nu cred că s-a născut de la Duhul Sfânt, care nu cred că Biblia este cu adevărat cuvântul revelat al lui Dumnezeu și că este de la un capăt la celălalt scrisă sau inspirată, insuflată de Duhul Sfânt. Sunt unii care nici nu cred în înviere și în viața veșnică, nu cred nici în înger, nici în duh, nici în înviere și așa mai departe. O să vă mirați să a făcut sondaje de opinie aici, în America, printre slujitorii bisericii și de la o confesiune la alta. Într-o confesiune erau 30%, alta 40%, alta 60%, alta 80% și așa mai departe. Ca să nu vă mai spun că sunt slujitori în biserici care nici nu cred în Dumnezeu, dar care fac din asta, zic ei, o slujbă profitabilă, o slujbă bănoasă. Deci, urăciunea pustiirii în locul sfânt, adică în altar sau în amvon, înseamnă
și asta. Foarte interesant acest aspect, cum această, știu, bătălie între întuneric și lumină a reușit să pătrundă în locurile în care aparent ar trebui să fie lumină și să producă această confuzie, pentru că este într-adevăr riscant pentru oamenii de rând care nu studiază și nu cunosc așa de profund mesajul Evangheliei să ajungă într-o biserică în care sunt manipulați de un om care practic are o slujbă de interes personal, nu una de interes supranatural, dar cu sub umbrela spirituală. Foarte riscant și foarte periculos. Și ați spus foarte, ați adus în discuție acel sondaj care este surprinzător și eu am văzut diferite sondaje din care reiese acest adevăr că unii oameni slujesc în biserică fără să creadă de fapt ceea ce ei propagă, ceea ce este foarte, foarte grav. E bine de cunoscut acest aspect ca oamenii să fie alertați, să fie atenți unde își aduc sufletele la ce altare se închină. Ați făcut o precizare extrem, extrem, extrem de important. Una este să fie slujitorul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu și alta este să fie slujitorul casei lui Dumnezeu, dar să nu slujească Dumnezeului celui viu și adevărat, ci să-și slujească ție-și intereselor sale sau religiei în care s-a nimerit să fie ordinat sau hirotonisit ca și slujitor. Domnul Iisus, când era pe pământ, le-a spus celor care slujeau la templul de la Ierusalim: voi țineți porțile împărăției cerurilor închise și pentru voi și pentru cei care vor să intre. Și o altă precizare extrem de importantă: dacă lumina din lăuntrul vostru este întuneric, cât de mare este întunericul, cât de mare este amăgirea aceasta. Dar nu este numai pentru ei, cei de acum 2000 de ani, că este și pentru noi în egală măsură adevărul acesta de care trebuie să ținem foarte, foarte, foarte bine seama. Și o altă precizare foarte importantă pe care ați făcut-o, i-ați atenționat pe toți: cui ne încredințăm sufletele și viețile? Înspre cine ne îndreptăm atenția, inima, gândurile și așa mai departe? Nu spre slujitori, indiferent ce fel de nume ar purta în biserică sau în afara bisericii, ci nemijlocit întâi de toate înspre Dumnezeu și după aceea prin Dumnezeu și înspre slujitorii care îi slujesc cu adevărat lui Dumnezeu. Oriunde este omul lui Dumnezeu, acolo este și casa lui Dumnezeu. Și unde este casa lui Dumnezeu, ori de câte ori ne ducem la închinare, nu trebuie să fie neapărat niște ziduri, o clădire ca atare, instituțional vorbind. Oriunde este omul lui Dumnezeu, este casa lui Dumnezeu. Și în casa lui Dumnezeu, ori de câte ori mergem la închinare, se întâmplă trei lucruri mari și minunate. Mai întâi, marile confruntări noi și Dumnezeu, după aceea marile decizii și după aceea marile schimbări. Și bisericii, cuvântul Domnului sună clar și lămurit. Pentru că zici, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, gol și orb. Zici și nu știi că ești într-o stare din care afară de greșită și de nenorocită și atunci zice, te sfătuiesc să cumperi de la mine și haine albe și aur curățit prin foc și alifie cu care să ne ungem ochii ca să vedem bine. Deci ținta noastră să fie Dumnezeu și cerul binecuvântat. Cuvântul Domnului, Domnul Duhul Sfânt și oamenii care cu adevărat îl și cunosc, îl și cinstesc și îl și urmează pe Domnul slujindu-i. Știți precizarea aceea pe care noi am mai făcut-o aici în nenumărate emisiuni. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune în capitolul al 4-lea în cea din 1 epistole, versetul 1 și 2, Duhul spune lămurit că unii se vor lepăda de credință. Și asta e o mare durere. Nu se lepădă de credință cine nu o are, cine o are, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor și care vorbesc minciuni. Apropo de divinitatea Domnului Iisus,
sunt printre noi, sunt printre slujitorii noștri de astăzi în bisericile protestante, neoprotestante, sunt pastori, sunt predicatori unii cu nume și renume care contestă divinitatea Domnului Iisus. Care ar fi motivul pentru care cineva ar contesta divinitatea Domnului Iisus? Motivul pentru care cineva ar contesta divinitatea Domnului Iisus este exact ce a spus mai devreme. Bătălia veșnică între lumină și întuneric. Celelalte religii recunosc că Iisus a fost un mare învățător, că Iisus a fost un mare profet, că Iisus a fost un mare proroc și pretind sau se prefac cum că ar avea toată prețuirea și toată admirația pentru el. Aici este esența lucrurilor, aici este cheia. Iisus este Dumnezeu. După aceea este un minunat învățător, unul care a vorbit ca nimeni altul înainte de el și nici după el, unul care a făcut semne mari, nemaipomenit și așa mai departe. Dar el este întâi de toate Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul al treilea, Nicodim, pentru care avem o foarte mare prețuire și de care ne este dor și vrem să-l întâlnim neapărat în cer și să avem un timp binecuvântat împărtășie și cu el, a venit noaptea la Domnul Iisus și a inițiat dialogul cu Domnul Iisus. Și m-am gândit de multe ori, ce mântuitor minunat avem în Domnul Iisus. După o zi obositoare, nu-i spune lui Nicodim, caută să mă înțelegi, sunt foarte obosit, vino mâine. Și mai aduc vreo 50 de cărturari ca să mă asigur că măcar unul din voi va înțelege ceea ce urmează să spun. Domnul Iisus în noaptea aceea a spus cuvintele cele mai pline de lumină despre nașterea din nou fără de care nu putem vedea și fără de care nu putem intra în această realitate extrasensorială care este împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim inițiază dialogul. Învățătorile știm că ești un învățător ieșit de la Dumnezeu, că nimeni n-ar putea face semnele pe care faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus, nu ignorând ceea ce a spus el Nicodim, ci dimpotrivă profitând, cum avea bunul obicei, la maximum de fiecare dialog, de fiecare eveniment care se petrecea în prejurul lui, merge direct în inima adevărului și îi spune prin cuvintele pe care le-a spus după cuvântul lui Nicodim, tu zici despre mine că eu sunt un învățător ieșit de la Dumnezeu, iar eu spun că nu sunt doar un învățător ieșit de la Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Asta este esența tuturor lucrurilor. Ăsta este lucru pentru care diavolul se luptă cu îndârjire, ca oamenii să nu creadă. Pot să creadă oamenii în Iisus, mare învățător, mare profet și așa mai departe, dar pentru nimic în lume să creadă că este Dumnezeu. La nașterea Domnului Iisus, un profet din Israel cu numele Simeon, om plin de Duhul Sfânt, când l-a luat în brațe, a rostit cuvintele minunate, cuvântul de rugăciune, s-a rugat către Dumnezeu și a zis, acum, Stăpâne, slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Iisus este mântuirea lui Dumnezeu. Yeshua înseamnă Dumnezeu mântuiește. Au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Iisus este mântuirea lui Dumnezeu, Dumnezeul care mântuiește de la început pentru toate popoarele. Și asta diavolul nu vrea să se audă și să se știe pentru nimic în lume. În al doilea rând zice lumina care luminează neamurile și în al treilea rând, cum am mai subliniat noi și în alte emisiuni, adevărul ăsta minunat, slava poporului Israel. Deci Iisus este Dumnezeul care mântuiește toate popoarele. Au văzut ochii mei mântuirea ta. Asta nu vrea vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul fiilor oamenilor, vrăjmașul care nu este doar al copiilor lui Dumnezeu, ci este al lumii întregi. Nu cumva să se știe și să se creadă că Iisus este Dumnezeu. Acum, Domnul Iisus, știți cum spune într-o împrejurare? Eu sunt calea, adică adevărul
și viață. El nu spune că eu sunt o cale între mai multe căi. Nu spune că sunt un adevăr între mai multe adevăruri sau viață între mai multe feluri de viață care merită cu adevărat numele de viață. El zice, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Stau și eu de vorbă de multe ori cu diferiți oameni și la un moment dat câte unul îmi zice, doar noi fi dumneata posesorul adevărului absolut sau posesorul adevărului ultim. Există mai multe poteci prin care biserici, confesiuni diferite, încearcă să-i ducă pe oameni în vârful acelui și munte. Și mie nu-mi place să-i contrazic când au dâns și dreptate și le zic, adevărat este, fiecare confesiune, fiecare biserică se străduiește să-și ducă enoriașii pe diferite căi sau poteci în vârful muntelui, în vârful acelui munte. Numai că mie nu-mi trebuie să ajungă în vârful muntelui, mie îmi trebuie să ajungă în cer. Și în cer nu ne bagă nicio confesiune. În cer ne bagă Dumnezeu. În cer ne bagă Dumnezeu Mântuitorul Lumii, adică Domnul Iisus Hristos. Când intră El cu cerul în inima noastră și când în inima noastră de acum, prin cuvânt și prin Duhul Sfânt, aparține Domnului și aparține cerului. Noi avem tot respectul pentru toate celelalte religii, indiferent cum se numesc și indiferent cum se numesc întemeitorii acelor religii. Numai că întemeitorii acelei religii, oameni cu intenții foarte bune, au murit și se și cunoaște locul în care sunt îngropați. Despre Iisus, Dumnezeul care mântuiește, spunem de 2000 de ani. A murit și a treia zi a înviat. S-a arătat ucenicilor într-un drum de slavă, s-a înălțat la cer, stă de-a dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, pregătește loc pentru cei care îl iubesc și pentru cei care urmează și într-o zi se va întoarce. Ca să ne ia, să fim cu El pentru vecii vecilor, acolo unde este El. Un Dumnezeu și un Mântuitor puternic, minunat, veșnic, care se bucură să împartă veșnicia cu noi. Ăsta e motivul pentru care și în bisericile creștine și între creștini și între slujitori s-a insinuat această otravă, această minciună, acest șarpe nemaipomenit care îi amăgește pe oameni. Și oamenii, să știți că sunt mulți dintre ei din calea afară de lez necrezători, au rămas uimit. Oameni care păreau educați, care păreau cultivați, de exemplu, văzând nu știu ce era, să zic, prostie și mizerie și grozăvie de documentar la televiziune, în care se spune că Iisus, de la o anumită vârstă până la 30 de ani, a fost în Tibet și acolo a învățat El tehnica minunilor și vindecărilor de un fel sau de un alt și așa mai departe, să creadă exact această nemaipomenită minciună. Și le-a spus, măi, oameni buni, dar în Cartea Sfântă zice foarte clar, El făcea semne minunate, făcea minuni minunate, învăța ca nimeni altul. Și oamenii se întrebau, de unde are El această înțelepciune și această putere? Nu este El dintre noi? Nu este El fiul tâmplarului? Nu este aici mama Lui, frații Lui? Păi dacă El ar fi fost plecat 15 ani sau nu știu cât în Tibet, cei din satul Lui, familia Lui știau și puteau să dea mărturie. E clar ca lumina zilei. Noi nu credem în Domnul Iisus doar datorită faptului că S-a întrupat prin Duhul Sfânt de la Fecioara Maria. Din potrivă, lăudăm și binecuvântăm din toată inima numele Domnului pentru această minune prin care Dumnezeu spune, vreau ca viața voastră să se ridice la astfel de niveluri minunate prin această naștere supranaturală. Noi credem în Domnul Iisus datorită vieții Lui sublime, un exemplu suprem, un exemplu extraordinar, datorită învățăturii Lui sublime și datorită semnelor și minunilor nemaipomenite pe care le-a făcut când era pe pământ, dar și după ce S-a înălțat la cer. Și cum am spus anterior, minunea cea mai mare este schimbarea inimii, nașterea din nou, când omul nu mai merge spre pierzare, că merge spre viață. Nu-l mai are pe mamona drept săpân, are firea pământească, păcatul, pofte de un fel sau de un alt, îl are pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Destinul lui este un nou binecuvântat și merge înspre cer. Milioane de oameni și milioane de oameni pot da mărturie și pot spune cum Dumnezeu le-a schimbat în mod radical și în chip minunat viață. Și zic, nu mă pricep mult să spun, dar pot să spun că Iisus, Dumnezeul care mântuiește, S-a îndurat și de mine.
Punct. La fel pot și eu să spun, însă aș vrea acum să luăm o scurtă pauză, după care vom reveni și vom încerca să privim mai atent în Biblie și să vedem unde găsim mai multe informații despre divinitatea Domnului Iisus. Și vom lămuri și acest aspect, cum unele religii au această, știu eu, imagine și acceptarea Domnului Iisus Hristos ca și profet, ca și un bun învățător, și totuși pentru comunitățile sau confesiunile creștine pare oarecum greu de înțeles cum a reușit Satana să-i înșele, să creadă altfel și să respingă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Vom lămuri aceste aspecte după ce revenim. După această pauză revenim cu mai multe informații despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne urmăriți pe rețelele de socializare, vă invităm să răspândiți aceste emisiuni ca să fie urmărite și de alți români care au acces la internet și doresc să înțeleagă mai mult despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Dacă mă îngădui să mai spun iarăși un cuvânt foarte important. Da, vă rog. Cei care ne urmăresc să răspândească zi și noapte lucrările care se fac în locul acesta și cu o pasiune nemaipomenită. De ce? Nu o să treacă multă vreme și televiziuni de felul acesta vor fi interzise cu desăvârșire. Noi putem participa la răspândirea Evangheliei și în felul acest. Trimite mesaje în toate părțile pământului, abonați-vă, urmăriți și susțineți și în rugăciune, dar și financiar, emisiunile sau televiziunea care produce emisiuni creștine de nivel înalt și cu conținut curat și binecuvântat și așa mai departe. Deci nu oricum, ci cu foc și să facă lucrarea aceasta zi și noapte, că cine dă, lui își dă și cine face, lui își face. Și nu e nimic mai important pe pământ decât Evanghelia, Împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne fie prioritatea priorităților. Și o altă precizare foarte importantă, acum cât mai putem cu banii fizici să ajutăm în stânga și în dreapta Evanghelia săracii și pe cei care suferă pentru Evanghelie, că o să vină vremea când nu o să mai putem face absolut nimic cu banii noștri, care nu vor fi ai noștri, că vor fi mai mult ai celor care urăsc și pe Dumnezeu și Evanghelia și urăsc și pe oameni și n-ar vrea pentru nimic în lume să vină oamenii la adevăr și la mântuire. Mulțumesc frumos! Eu vă mulțumesc că ați făcut o precizare foarte importantă. Cred că va trebui poate într-una din emisiuni să vorbim mai mult despre acest aspect, pentru că posibil unii să nu înțeleagă semnificația și necesitățile care există în această misiune pe care o facem prin mass media. Dar acum vă invit să urmăriți acest scurt promo, după care vom reveni. Am revenit, ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră și cu colegul și prietenul meu, profesor Ioan Panican. Vorbim despre divinitatea Domnului Iisus. Este foarte important pentru cei care ne privesc să înțeleagă și să accepte că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Aș vrea, dacă se poate, să privim în Biblie și să identificăm în cuvânt unde găsim susținerea că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Da. Despre telespectatorii noștri și nu doar să creadă, ci să creadă din toată inima
și să iubească din toată inima adevărul acesta esențial, și anume Iisus Dumnezeu, Yeshua Dumnezeu, mântuire, Dumnezeu care mântuiește. Mai mulți ani în urmă, să fie poate vreo 25 la număr, mă găseam într-o biserică, într-un oraș din România. Și măcar că nu-mi stătea în obicei, înainte de predică am zis: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. La sfârșitul adunării, un bărbat din biserică a strigat la mine: cum te-ai îndrăznit să spui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt? Este unul singur, Dumnezeu Tatăl, după aceea Fiul și Duhul Sfânt. Și m-am bucurat foarte mult de întrebarea și de îndrăzneala omului acestuia. Dumnezeu binecuvântează cel din tâi pasă în relația noastră cu El, și anume sinceritate. Mare har când cineva te abordează sincer în felul acest, că sunt alții care îți zâmbesc în față și în spate, of, of, of și iarăși of. S-au strâns repede împrejurul nostru câteva zeci de persoane, și bărbați și femei, și eu îi spun fratelui acestuia care m-a întrebat întrebarea minunată: îți mulțumesc din toată inima pentru întrebarea pe care mi-ai pus. Înainte să răspund la întrebarea dumitale foarte importantă, hai zic să facem o înțelegere. Dacă ceea ce spui dumneata este adevărat, că nu este decât Dumnezeu Tatăl, dumneata să mergi în cer și eu să merg în iad. Dar dacă ceea ce spun eu este adevărat, că este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, dumneata să mergi în iad și eu să merg în cer. S-a speriat. Zice: nu așa, frate Vanica, nu așa, nu așa. Și acum hai să lămurim. I-am spus chestiunea ca atare. După înviere, Domnul Iisus a venit în mijlocul ucenicilor și Toma nu a fost de față, și ăsta e un mare har. Toma joacă un rol extrem de important în cuvântul Domnului, în Evanghelie, în planul lui Dumnezeu cu privire la încurajarea noastră, la mântuirea noastră. Ucenicii au dat mărturie: am văzut pe Domnul. Și el zice: eu nu voi crede până ce nu voi vedea eu și până ce nu voi pipăi eu. Ăsta e un lucru extrem, extrem de important. Îndoiala sinceră are în interiorul ei o valoare pozitivă extraordinară în absolut toate domeniile de activitate. Că vorbim de știință, n-ar fi existat progres în lumea științei dacă ei, oamenii de știință, savanții, nu s-ar fi îndoit de rezultatele obținute sau înregistrate de ceilalți savanți de dinainte lor sau de propriile rezultate. Au fost savanți care au făcut de sute de ori un experiment până când experimentul acela a reușit. Și în probleme spirituale la fel. Îndoiala sinceră joacă un rol extrem, extrem de important. Acum Domnul Iisus, Dumnezeu fiind, a auzit tot ceea ce a spus Toma și a lăsat să mai treacă câteva zile și a venit iarăși în mijlocul lor. Erau încuiați în casă de frica iudeilor și asta e atitudinea cea mai practică și cea mai corectă. Noi nu judecăm pe ucenici, să ferească Dumnezeu de așa ceva. La Ierusalim se declanșase teroare, se declanșase moarte, nu era o glumă. Și îi spune lui Toma, a dus degetul și pune exact cum a cerut el. Și acum Toma ne-a lăsat mărturia foarte important. Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru prima oară Domnul Iisus este numit în Biblie, în Evanghelie, Dumnezeu, în mod direct. Mai avem după aceea multe alte locuri în Biblie. Eu o să citesc în câteva locuri. Mi-am notat aici, spre exemplu, în Roman, capitolul al 9-lea, este versetul cu numărul 5, unde cuvântul Domnului zice așa:
din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Deci este clar ca lumina zilei. Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. După aceea, în Tit, capitolul al doilea, versetele 11 până la 13, unde cuvântul Domnului zice așa, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, cum am zice noi, în veacul cu numărul 21, cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ce cuvinte minunate, ce cuvinte de aur! După aceea, mai întâi să citesc în Petru, în capitolul, în a doua epistolă, primul capitol, primul verset, și după aceea să vedeți ce cuvinte foarte importante în Evrei. Am dat câteva exemple. Ce spune cuvântul Domnului a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetul 1? Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prin dreptatea Mântuitorului și Dumnezeului sau Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și acum mare atenție în Evrei, capitolul 1, versetele 8, 9 și 10. Zice, pe când Fiului i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iar la început tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Încă de la început din cartea Geneza este un cuvânt minunat care vorbește despre o pluralitate de Dumnezei. Haidem să facem om după chipul și după asemănarea noastră. A mers după aceea cu fratele acesta minunat un pas mai departe. Să vedem ce spune Biblia despre Dumnezeu, Duhul Sfânt. Știu telespectatorii noștri, unii mai mult, alții mai puțin, și bine ne-ar sta tuturor să știm din care afară de bine această lucrare foarte importantă, fapte 5, începând cu cel din 3 verset, Anania și Safira. O întrebare foarte importantă care vine de la Apostolul Petru către Anania. Anania, cum de ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Pentru că am vorbit noi mai devreme despre falsitate, despre amăgire. Anania și Safira, creștini necredincioși. Deci Duhul Sfânt este numit în mod clar Dumnezeu. Și am întrebat pe omul acesta, este Iisus Dumnezeu? Este Iisus Dumnezeu. Este Duhul Sfânt Dumnezeu? Este Duhul Sfânt Dumnezeu. Deci de aici mai departe este bine să spun, da, zice, este foarte bine. Și mulțumesc de lămurire și îmi cer iertare. Zice că până acum am crezut altfel. Poate sunt mulți și între telespectatorii noștri care n-au crezut așa cum spune cuvântul Domnului. Să nu ne mai încredem în oameni, nici în noi înșine. Să ne încredem doar ce spune cuvântul Domnului. Dacă mi îngăduiți câteva cuvinte despre Anania și Safira, creștini necredincioși. La Ierusalim a început prigoana și mulți din cei care îl primeau pe Iisus ca Dumnezeul care mântuiește erau dați afară din casele lor, dezmoșeniți, alungați, fugăriți, unii în primejdie să fie omorâți și așa mai departe. Și biserica a luat atitudinea singura potrivită cu adevărul credinței și care onorează și pe Dumnezeu
ne onorează și pe noi ca și copiii Domnului și onorează pe cei din jur care au nevoie de un fel sau de un altul. Și vindeau moșioarele, vindeau casele, tot ce le prisosea și banii aduceau la picioarele apostolilor pentru Evanghelie și pentru cei care erau fără de post și fără cele necesare pentru traiul zilnic și așa mai departe. Și acum cei doi, Anania și Safira, au hotărât să vândă și ei o moșioară și să aducă prețul moșioarei la picioarele ucenicilor. Hai să zic eu, o moșioară de 5.000 de dolari, zic și eu o vorbă. Dar până să vândă omul moșioara, trece un timp, până găsești clientul, până când te tocmești, până când faci actele și așa mai departe. Din momentul în care noi facem o promisiune care onorează pe Dumnezeu, mai cu seamă, diavolul este pe urmele noastre ca să ne împiedice cu orice preț să nu ne împlinim promisiuni. O promisiune care onorează pe Dumnezeu și care este spre binele Evangheliei și spre binele semenilor. Și face tot ce-i stă în putință să ne împiedice să împlinim făgăduința, sau dacă o împlinim, să o împlinim, pe jumătate să nu o împlinim întru totul așa cum a fost iarosit. Și-o fi venit la urechea Safirei, cum sunt doamnele mai sensibile când este vorba despre bani, despre nevoile vieții de zi cu zi, și Safira îi va fi spus lui Anania, Anania, nu zic să nu vindem moșoara și să ducem banii la picioarele apostolului în biserică, dar gândește-te, sunt vremuri foarte grele, crize de tot felul, probleme de tot felul, hai să le dăm lor 3.000 și să oprim noi 2.000, le dăm lor partea cea mai mare și oprim și noi o parte ca să fim la adăpost, dacă vor veni probleme foarte serioase. Anania, măi Safiro, cum de-ți trec prin minte astfel de gând? Dar ce fel de oameni suntem noi dacă am hotărât ce am hotărât să rămână hotărât? Și iarăși Safira a doua zi și iarăși a treia zi, până când Anania a înclinat steagul. Bine, zice, hai să le dăm lor 3.000, să ne oprim 9.000, dar să le spunem. Asta am hotărât, asta facem. Vezi de treaba, Ananio. Păi ce o să creadă ei despre noi, că suntem oameni de nimic? Asta zicem într-un fel, mâine zicem într-un alt fel. Și se insinuează mândria. După aceea, necredința, nu cred că Dumnezeu aude, că diavolul aude, că toate sunt cunoscute înaintea lui Dumnezeu și toate produc consecințe de un fel sau de un altul, etc. Și până la urmă au ajuns la convingerea că așa este cel mai bine. Compromisul este limba diavolului, de orice natură ar fi să fie compromisul acesta. S-au dus mai întâi Anania, după aceea și Safira, înaintea lui Petru, cu 3.000 ai vândut moșioara? Da, zice, cu 3.000. Și Petru, care știa ce le întâmplate prin Duhul Sfânt, pune această întrebare, cum de ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Iar eu m-am mirat și am zis, Doamne, dar cum i-a umplut inima? A spus și el o minciunică, când l-a spus, zică 5.000, a zis 3.000, nu e sfârșitul lumii. Și Domnul zice, nu așa. Până să ajungă la încredințarea că așa este cel mai bine, a durat un timp. Gândul mai întâi s-a cuibărit în mintea lor și după aceea a ajuns să controleze mintea lor și inima lor. Și Domnul zice, ia o picătură de cernelă și pune într-un pahar plin cu apă limpede și să vezi cum paharul acela încet încet se umple cu cerneală. Și atunci am înțeles cum de ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt. Și pune așa o întrebare foarte, foarte practică și de bun simț. Păi dacă nu o vindeai, nu puteai să o păstrezi. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu banii. Cum a fost posibil un astfel de lucru? Anania a avut mai multe variante înainte. Vând moșioara, și toți banii îi duc la biserică. Nu vând moșioara și îmi rămâne. Vând moșioara, le dau lor 3.000 și păstrez 2.000 și le spun, uite, asta și asta și asta și asta și asta. Vând moșioara, le dau lor 3.000, păstrez eu 2.000 și nu le spun nimic. Și ales varianta care s-a dovedit a fi fatală. Și pentru el, și pentru Safira deopotrivă. Și foarte importantă precizarea care zice că Anania și Safira s-au învoit. Foarte atenți să fim la drumul acesta
al vieții, cum zicem noi spre Ierusalimul de sus, cu cine ne însoțim și cu cine ne învoim, în absolut toate privințele, să fim creștini credincioși, unii care credem din toată inima. M-am gândit de multe ori cum Domnul Iisus vine din cer pe pământ și ne imploră, da să fie, da, nu să fie, nu. Ce trece peste asta vine de la cel rău. Cum de ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu și Apostolul Pavel îl numește Domnul Duhul Sfânt. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus zice că trupurile noastre să fie temple ale Duhului Sfânt. O altă dovadă minunată a faptului că Duhul Sfânt este Dumnezeu și de aceea ni se spune, hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu poate fi iertat nici în veacul acesta și nici în veacul ce va să vie. Și un alt cuvânt foarte important, care dovedește cu prisosință că Domnul Iisus este Dumnezeul care mântuiește în chip minunat, cum am citit în diferite locuri și părți din Biblie, într-o împrejurare, Domnul Iisus zice așa, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, cuvântul meu va rămâne în veac. Păi cine spune un astfel de cuvânt, ori este lunatic, adică nebun, ori este Dumnezeu cum se pretinde. Noi avem harul să trăim în secolul 21, după mai bine de 2000 de ani de când Domnul Iisus a rostit cuvintele acestea. Cuvinte care s-au împlinit în chipul cel mai minunat cu putință. Biblia, tradusă într-o 1500-600 de limbi ale Pământului, părți din Biblie, Evanghelia după Matei, de exemplu, tradusă în aproape 2000 de limbi ale Pământului, și Biblia răsfândită în peste un miliard de exemplare pe suprafața întregului Pământ. Cerul și Pământul vor trece, dar cuvintele mele, zice, vor rămâne în veac. Minunea minunilor, Sfânta și Dumnezeiască Scriptură, că de asta este și numită Cartea Cărților. Iar într-o altă împrejurare, un alt lucru foarte important, Domnul Iisus, înainte să se înalțe la cer din mijlocul ucenicilor, le spune, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori la Ierusalim, în Samaria, în toată Iudeea și până la marginile pământului. Păi cum i-a spus el cuvintele acestea? Unor oameni simpli care n-aveau bani în buzunar să meargă nici măcar până la marginile Iudeii, dar merge până la marginile pământului. Niște oameni simpli, niște oameni cu porniri de un fel, cu porniri de un altul și așa mai departe. E și de la ziua cincizecimii, când s-a pogorât această putere minunată dumnezeiască peste dânsii, ucenicii aceștia minunați n-au mai umblat prin ei înșiși, și au umblat prin Duhul și s-a împlinit promisiunea Domnului cu da și amin până la marginile pământului și toți cei care le-au urmat pilda vestind Evanghelia prin Duhul Sfânt cu focul binecuvântat al dragostei divine care curățește și mântuiește sunt cei prin care se împlinește cuvântul Domnului Iisus, martori până la marginile pământului, cum suntem și noi aici martori în țara aceasta minunată, mai zic o dată mare, cât un continent, America sau România și așa mai departe. Și un alt cuvânt foarte important pe care l-a spus Domnul Iisus într-o împrejurare, un cuvânt care nu se putea împlini decât dacă El era și este așa cum se pretinde și anume Dumnezeu. Zice, ce a făcut femeia aceasta? Va fi făcută de cunoscut, va fi cunoscut oriunde va fi vestită Evanghelia până la marginile pământului. Femeia aceea cu vasul de alabastru cu mir de nar curat foarte scump, care a spart vasul și a turnat mirul pe capul Domnului Iisus. Fiecare suflet este alabastru de mir curat foarte scump, numai că trebuie mai întâi vasul spart, adică răstignită firea pământească cu poftele și cu patimile ei și după aceea să iasă prin Duhul Sfânt, cum zice Domnul Iisus, râul de apă vie, mireazma aceasta binecuvântată să se reverse ca dar de binecuvântare peste Domnul Iisus și de acolo mai departe peste toți semeni
Că de aia spune în Biblie despre Domnul Iisus, va vedea o sămânță de urmași și sufletul lui se va înviora. Iisus este 100% Dumnezeu și este 100% om. De aceea este numit și fiul lui David, și fiul omului, și de aceea este numit și fiul lui Dumnezeu. Ați clarificat foarte bine aspectul acesta. Vom lua din nou o scurtă pauză, după care vom reveni și vom concluziona emisiunea noastră. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Astăzi, la emisiunea Față în Față, împreună cu profesorul Ioan Panican, vorbim despre Iisus Dumnezeu. La finalul acestei emisiuni am vrea să ne îndreptăm privirea spre cele patru evanghelii și aș vrea să vă rog să ne precizați care dintre cele patru evanghelii prezintă pe Iisus ca fiind Dumnezeu. Da, mulțumesc frumos și pentru această foarte binevenită întrebare. Fiecare evanghelie își are locul și însemnătatea ei mare și din care afară de mare. Cea de-a patra evanghelie, și anume Evanghelia după Ioan, însă, îl mărturisește și îl prezintă cu precădere pe Domnul Iisus ca fiind Dumnezeu. Cea de-a patra evanghelie, Evanghelia după Ioan, dă o mărturie excepțională cu privire la divinitatea Domnului Iisus. În capitolul cu numărul 20, după episodul foarte important cu fratele nostru mult iubit Toma, se încheie capitolul 20 cu versetele 30 și 31, unde scrie așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. În Evanghelia după Ioan sunt, până la înviere, scrise sau descrise numai 7 minuni. 7 minuni care vorbesc despre planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii și 7 minuni care vorbesc despre divinitatea Domnului Iisus. Iisus a mai făcut multe alte semne și minuni, chiar dacă ar fi fost scrise, n-ar fi încăput în toate cărțile în vremea de atunci. Și Ioan a selectat, călăuzit de Duhul Sfânt, cu foarte multă grijă din aceste semne și minuni multe la număr pe care le-a făcut Domnul, un număr de 7. Primele 3 minuni ne spun cum se ajunge la mântuire. Ultimele 3 minuni ne spun care este rezultatul mântuirii, care sunt efectele mântuirii, ce se întâmplă cu omul mântuit, iar cea de-a patra mântuire face legătura între primele 3 minuni și ultimele 3 minuni, prima grupă și cea de-a doua grupă. Cea din tâi minune este transformarea apei în vin la nunta din Cana Galilei. Minune care ne spune că la mântuire se ajunge prin cuvânt. Umpleți vasele acestea cu apă, și le-a umplut până sus. Apa reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, de spălat. Iar apa de băut este cuvântul lui Dumnezeu transformat de Duhul Sfânt într-un vin care
îmbată în chipul cel mai minunat cu putință sufletul și viața omului, adică fericirea, din fericire autentică, nu vinul toxic, care îi amăgește și îi distruge pe oameni. Dar mai întâi ajungem la mântuire prin cuvânt. Cea de-a doua minune, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. Slujbașul împărătesc a venit la Domnul Iisus crezând în el ca vindecător. Vino până nu moare fiul meu. Du-te, fiul tău trăiește. Omul acela a crezut cuvintele Domnului Iisus și nu s-a dus acasă să vadă dacă fiul lui s-a sănătoșit, ci a plecat la Ierusalim, unde avea treburi de rezolvat ca slujbaș împărătesc. S-a întors a doua zi. I-au ieșit robii în întâmpinare și a aflat de la robi că fiul lui s-a însănătoșit și se simte mai bine. Când i-a fost mai bine? Păi ieri, zice, la ceasul cutare. Și omul acesta a crezut el și toată familia lui în Iisus ca Dumnezeu. A crezut în cuvântul pe care l-a spus, du-te, fiul tău trăiește. Un Dumnezeu care, prin cuvântul pe care îl spune, produce vindecare, eliberarea, lumina mântuitoare. E în afara timpului și în afara spațiului, nu trebuie să vină fizic lângă un om să facă o procesiune religioasă pentru vindecare, mă înțelegeți? Da. Deci în al doilea rând ajungem la mântuire prin credința în cuvântul Domnului Iisus, nu în cuvântul lui Dumnezeu, nu ce spune unul sau ce spune celălalt. În al treilea rând, vindecarea slăbănogului de 32 de ani. Ăsta era slăbănog, suporta consecințele păcatului săvârșit în tinerețe și acum se chinuia. Domnul Iisus inițiază lucrarea și se duce la el și îl întreabă, vrei să fii sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Scoală-te, ridică sfatul și du-te. Cu alte cuvinte, la mântuire se ajunge prin cuvânt, prin credință și prin har. Este bunătatea pe care Dumnezeu o descopere și o revarsă peste omul care este în imposibilitatea, în incapacitatea de a se mântui, de a se vindeca și altele de felul acest. Nimeni nu se poate mântui prin el însuși, că nimeni nu se poate extrage din noroi trăgându-se de cizme. Deci astea sunt primele trei minuni care vorbesc despre cum se ajunge la mântuire, prin cuvânt, prin credință și prin har. Ultimele trei minuni. Cea din tâi minune, potolirea furtunii. Adică în inima omului care ajunge la mântuire, se face liniște, este pace, mare dar și mare binecuvântare. Păcatul produce fel și fel de tulburări, fel și fel de frământări, fel și fel de apăsări și de chinuri. În al doilea rând, cel de-al doilea semn, vindecarea unui ori din nașere. Al doilea semn al mântuirii este lumina. Și al treilea semn, vindecare, ăsta, învierea lui Lazar. Deci, mântuire înseamnă pace, lumină și viață. Iar cea de-a patra minune care face legătura între cele două grupe de trei minuni este înmulțirea pâinilor. O lucrare măreață prin care Domnul Iisus zice, eu vreau să fiu împreună lucrător cu voi în planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii. Voi să fiți împreună lucrători cu mine în ogorul binecuvântat al Evangheliei, adică în împărăția cerurilor, în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii și asta este modalitatea foarte inspirată prin care Evanghelistul Ioan ne arată prin aceste șapte semne sau minuni divinitatea, dumnezeirea Domnului Iisus. Cu acest gând ne apropiem de finalul emisiunii. În caz că există telespectatori care încă sunt în căutare, încă nu au făcut acel pas să îl accepte pe Iisus ca Dumnezeu, aș vrea să vă propun în câteva cuvinte să le vorbiți și să le spuneți câteva moduri în care ei ar putea să
înceapă de astăzi un dialog direct cu Dumnezeu sau cu Iisus Hristos Dumnezeu. Da. Împăratul Napoleon, între altele, a spus într-o împrejurare așa: Iisus este cu adevărat ceea ce se pretinde, și anume Dumnezeu. De ce spun asta? A zis Napoleon. Eu și Alexandru cel Mare am creat imperii cu sabia și cu tun. Iisus are un imperiu întemeiat pe dragoste. Și sunt milioane de oameni care la cuvântul lui sunt gata să lupte până la ultima picătură de viață. Să lupte până la ultima picătură de sânge din dragoste pentru el. Iisus, împăratul împăraților și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Ce să le spunem noi telespectatorilor noștri? Mai întâi, să creadă din toată inima că au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să creadă că nu la voia întâmplării au venit în lume, s-au născut într-un loc anume, într-o familie anume și într-un timp anume. Să creadă că Dumnezeu are un plan măreț și binecuvântat cu ei și cu fiecare om care trăiește pe fața pământului. Și să spună simplu. Eu când m-am întors la Domnul, fac o paranteză, dacă cineva îmi zicea, dacă spui un cuvânt din Biblie, te bag în cer, nu intrăm în cer. Nu știam un verset din Biblie. Cineva a zis, ai că ești din care afară de exagerat. Nici rugăciunea Tatăl nostru nu știe. Nu știam, Domn, știam câte ceva din ea, dar pentru că nu mă interesase an de-a rândul ce vrea să însemnească așa, 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 așa. Nu știam să o spun așa cum se cuvine, cursiv de la un cap la celălalt. Și nu trebuie să aibă oamenii nu știu ce cunoștință, ci doar așa să spună, Doamne, vreau să te cunosc cu adevărat, dacă existi cu adevărat. Vreau să mi te descoperi în chip minunat și cu adevărat, și ca Dumnezeu, și ca Mântuitor, ca Salvator. Mântuitor înseamnă și frate mai mare, și prieten devotat, și păstor bun, și pâine vieții și apa vie, și mire ceresc, și toate celelalte. Și nu rămâne Dumnezeu dator niciodată față de nimeni care îl caută, într-adevăr, și cu toată inima. Dacă mă veți căuta cu toată inima, zice Dumnezeu, mă voi lăsa găsit. Nu din interes, eu știu, cultural, sau istoric, sau filozofic, sau religios, sau teologic, nu. Cum am spus și în altă emisiune, numai omul zdrobit, nu cel indiferent, care se crede important, poate fi salvat și poate fi mântuit. Să-l căutăm tot timpul și cu toată inima pe cel care poate să mântuiască în chip de plin, în chip de săvârșit, adică să se ocupe de absolut toate domeniile vieții noastre. Mă gândeam la apostoli, la ucenici, când a venit Duhul Sfânt peste ei și în ei, din și mai departe au umblat prin Duhul și au vorbit ce le dădea Duhul să vorbească, cuvintele minunate ale lui Dumnezeu. Predica pe care fratele nostru, apostolul Petru, a rostit-o în ziua cincizecimii la Ierusalim, nu putea el să o gândească sau să o compună, hai să zic așa, dacă și-ar fi bătut capul nici 100 de ani și niciun alt om de pe pământ. Fiecare cuvânt este un cuvânt venit din cer, venit prin descoperire dumnezeiască, venit prin Duhul Sfânt. Este o predică prin care s-a schimbat pentru totdeauna istoria lumii și este o lucrare, cinzecimea, cuvântul și Duhul Sfânt, prin care s-a schimbat pentru totdeauna destinul la milioane și milioane de oameni, începând de la Ierusalim și până la marginile pământului, cum a profețit Domnul Iisus, prin cinzecimile milioane la număr care s-au multiplicat și răspândit în lumea întreagă și în România și aici în America. Cu acest gând ne oprim aici, timpul nostru s-a scurs, vă mulțumesc frumos pentru aceste lămuriri. Iisus Hristos este Dumnezeu, El mântuiește și astăzi și este foarte clar că Biblia susține această poziție și noi la fel încurajăm pe toți cei care ne urmăriți să intrați într-un dialog direct cu Dumnezeu și să experimentați dragostea și mântuirea pe care numai El o poate oferi tuturor celor care o caută dintr-o inimă sinceră.
Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, pe același canal și la aceeași oră. La revedere!